Băiatul nostru este în clasa a 10-a la Liceul German din Sibiu și când a început școala, în prima săptămână, după sărbătorile de iarnă, tot liceul Bruckenthal are toate clasele au un profesor de fizică de care le este foarte teamă. Și a apărut în clasa lor, se așteptau din prima oră, poate să fie un test, poate să fie scoatere la tablă, se uită profesorul foarte atent peste întreaga clasă, se uită. Domnul Filip, adică băiatul nostru, trece loc la tablă pentru că arăți cel mai bine dintre toți colegii din clasă. Au trecut sărbătorile, au lăsat urme. Pe rinic, pe ficat, pe digestie. Și domnul Filip, întrucât arăți cel mai bine, te rugăm să treci la tablă, să scrii problema și înainte de a o scrie, spune-ne ce ai mâncat de sărbători de arăți atât de bine. Și Filip, stresat de faptul că știa că n-o să fie în apele lui cu problema, răspunde, păi, am mâncat ce mi-a dat mama, dar au fost mâncări cu minți. Și spune, bine, se vede. Scrie problema și rezultatul. Rezolvă. Bineînțeles, Filip n-a știut să o rezolve. Era o problemă foarte grea și spune, sunt dezamăgit. Treci, te rog, la loc. Degeaba arăți atât de bine. Și eu spun acum, au trecut sărbătorile de iarnă, de când am avut ultima noastră întâlnire și mă uit așa pe fețele noastre, la toți, dar știți că toți arătăm bine? Sunteți atât de odihniți, de relaxați, încât ne bucurăm că la cumulul de cumințenie pe care presupunem l-ați avut de sărbători, mai adăugăm și cumințenia noastră de astăzi, de aici, să vedeți mâine ce bine o să arătăm. Și cu noi putem. Deci, din inimă, vă dorim ca sărbătorile prin care ați trecut și am trecut cu toții, să lase încărcătura aceea emoțională de bucurie a comunicării cu cei dragi, dar să nu uităm angajamentele pe care ni le-am luat începând un alt an. Am fost aici cu un grup de tineri în seara de anul nou. Și prietenul nostru care prezenta programul pe la ora 11 noaptea cu microfonul în mână se plimbă printre rânduri și solicită la o fată două, un băiat doi, să spună ce angajamente își iau și ce așteaptă de la anul care urmează. Un băiat, cel care a răspuns primul și spre care toți s-au întors din sală cu capetele, așteptând care va fi răspunsul lui, spune, nu știu, dar știu un lucru, că deci nu pot să răspund concret. Dar știu că am să fac ce pot mai bine ca să fiu la înălțimea situației. A fost un răspuns poate superficial la prima vedere, dar după o jumătate de oră, cabana de dincolo de râu, a doua pe stânga sau a treia pe stânga, vă uitați când coborâți în jos, era în flăcări toată și flăcările până sus și asta cu 20 de minute înainte de anul nou. Vă dați seama la orice punct de pompier, dacă dai telefon, toată lumea așteaptă cu șampania, toată lumea așteaptă. La Vrig, echipajul de pompier din nouă, câți erau pe mașină speciale primite din Franța la primărie, doar doi au putut să ajungă și când au ajuns aici nu mergea furtunul de apă. Pericolul era că acea cabană care era în flăcări nu mai putea fi salvată, dar lângă ea, la o distanță de 3 metri, era o alta cu etaj în care erau 3-4 familii, petreceau revelion, nici nu știau că focul este în spatele lor. Băieții noștri au intrat în cabană, le-au salutat, i-au grăbit să iese, pentru că urmează să aruncăm apă pe toată clădirea ca să nu ia foc.
timp de 3 ore și jumătate, lanțuri de tine, de aici din sală, s-au organizat din râu până la incendiu, aruncând tot timpul perdea de apă peste cabana de alături, peste care vedeau flăcările mereu. Băieții care erau în apă erau schimbați din 10 în 10 minute, care erau în râu. Râul era foarte rece. De pe toată Valea Porumbacului s-au strâns toți locatarii cabanelor, dar era un nou. Mulți dintre ei abia stăteau în picioare. Noi ne-am bucurat că eram singurii care nu consumaserăm alcool. Toată lumea era trează, toată lumea era activă, toată lumea era promptă în operațiuni, fără să avem pregătiri anterioare de stingerea incendiilor. Mi-am amintit de răspunsul acelui băiat care a spus, nu știu concret ce am să fac, dar să mă străduiesc să fiu la înălțimea situației. Pe la ora 3 și jumătate dimineața, aici pe scaune, tinerii erau desculți, uzi, afumați la propriu, plini de funingine, dar obosiți. Au sosit două echipaje de pompieri de la Sibiu, au stins jarul la cabana care a ars până în temelie, au felicitat tinerii pentru salvarea celei de-a doua cabane. Și un alt epilog este că după aceea, la primăria din Avric, echipajul de pompieri aducea elogii educației dată în acest loc tinerilor. Au spus, au acționat mai profesionist decât noi pompierii. Și de ce spun asta? Felicitări părinților care i-au crescut. Felicitări bunicilor care le-au dat un bun exemplu și celor care le-au fost prieteni. Noi suntem aici pentru că dorim o altă calitate a vieții. Dorim să suferim mai puțin, dorim să ne bucurăm mai mult, dorim să avem prieteni buni, dorim să nu dezamăgim încrederea celor care privesc spre noi și așteaptă vorbele noastre bune și mâna noastră întinsă. Deci, cu alte cuvinte, dorim să fim oameni cu adevărat. Prin noi înșine nu putem acest lucru, împreună suntem uniți, împreună putem cere de la Dumnezeu putere și Dumnezeu ne-o va da. Recapitulăm în câteva cuvinte, cu îngăduința dumneavoastră, materialul anterior despre ce s-a vorbit la Făgăraș, ultima noastră întâlnire? Ceapa. Usturoi mai puțin, îl vom pregăti pentru altă întâlnire, special usturoiul. Întrebăm, ați mâncat ceapă de atunci până acum? Da. Ați folosit-o extern în terapie? Da. Și ați văzut rezultatele? Ați observat că dacă consumăm ceapă crudă, puțin câte puțin ne obișnuim cu ea și disconfortul digestiv nu mai este ca la început? Am amintit și reamintim încă o dată și astăzi, pentru că vom studia baza. Remediile naturiste, chiar și cele care nu ne plac, din moment ce sunt medicamente, din moment ce sunt experimentate de înaintașii noștri, timp de milenii, putem să avem încredere în ele că ne vor ajuta. Noi am folosit, am pregătit la Avrig o supă de ceapă, dar astăzi la amiază tot o masă terapeutică vom avea, deci fiecare fel de mâncare este gândit ca să ofere, din punct de vedere nutrițional, ceea ce avem nevoie pentru o zi cu consum de energie în plen, dar în același timp, din punct de vedere al afecțiunilor de care probabil am suferit, să putem să mâncăm fără nicio reținere. Deci să putem să mâncăm un aliment, medicament. O doamnă, astăzi când ne-am întâlnit aici, mi-a spus, sunt fericită să vă spun că mâinile nu mai amorțesc și spatele nu mă mai doare, pentru că am folosit, la sugestia
întâlnirilor noastre, tinctura de tătăneasă. Știu, am anunțat-o puțin mai târziu, față de perioada optimă de recoltare. Nu toată lumea a reușit să-și facă tinctura de tătăneasă, dar este un element de bază al farmaciei familiale și cu îngăduința dumneavoastră ne vom întâlni. Vom discuta și cu cei de la Făgăraș și cu cei de aici, vom sonda terenul unde este o floră spontană mai bogată în tătăneasă, să recoltăm noi rădăcinile. Aviz celor care au putere fizică, îi așteptăm voluntari la scos cu hârlețul. Și vom pregăti noi tinctura aici, sau unde vom fi împreună, și în felul acesta fiecare să avem bolul sau borcan cu tinctura de tătăneasă în familie. Vă amintesc că la Avric săptămâna trecută mă caută o doamnă cu o fetiță de un an și jumătate, 2 ani. Fetița nu mai putea să stea în picioare printr-o evoluție a unor dureri de 2-3 zile. O punea în picioare, așa făceau picioarele zigzag, cădeau jos. Mâinile dureroase, nu puteai să atingi pielea. Și fusese la câțiva medici, pediatri, ortopezi în Sibiu, presupuneri diferite, programări de săptămâni pentru analize, pentru rezultate, pentru diagnoză. E foarte dureros să ai un copil și să plângă toată noaptea, să urle, locuia la bloc, zice, nici vecinii nu dorm pentru că noi nu putem dormi. Ce să facem? M-am gândit, așa cum am discutat și cu dumneavoastră, niciodată nu greșești când apelez la naturiste, dar să apelez prudent, cu înțelepciune. Am spus, ia tinctură de tătăneasă, dă-i la fetiță numai lapte vegetal și ceai lichide, lapte nu deloc, și lichide cât mai multe și cu tinctura de tătăneasă, călduță, o ungi de 2-3 ori, într-o oră, două. Și pe urmă, tot cam la o oră, să fie unsă. Și dacă observi copilul fiind mic de la alcool, e posibil pentru tinctura de tătăneasă, alcoolul trebuie, așa cum am spus, să aibă între 70 și 100 de grade. Deci minim 70. Are ea în sine tătăneasa alantoina, care este ca un buen, dar totuși alcoolul poate să agreseze anumite epiderme. Și am spus, dacă observi că pielea se înroșește sau vrei pur și simplu din timp să fii precaută, pune cremă de gălbenele. Și pe urmă dă cu tinctura de tătăneasă. I-a făcut așa și a observat frecționările blânde cu tinctură de tătăneasă și am spus, nu uita, orice suferim are nevoie de multă, multă dragoste. Să fii cu ea mai blândă și mai caldă ca oricând. Numai faptul că o strângi la piept cu iubire, asta e valabil și pentru cei mari. Orice om suferit are nevoie de dragoste sporită. O strângi doar la piept cu iubire, nu-i nevoie să-i vorbești mult, ea va fi somnoroasă, buimacă, de oboseală, de durere. Dacă simte iubirea ta și căldura și grija tratamentului, atingerea mângâietoare e suficient. În prima noapte fetița a dormit. În a doua zi, pe la amiază, a mers câțiva pași. În a treia zi, când s-a dus pentru analize la spital, la Sibiu, fetița era bine. Mă întreabă ce să fac, să mă mai duc, mă simt ridicolă. Ce spune medicul? Nu, zic, în niciun caz să nu renunți. Du-te, fă-i analizele toate, vezi să nu fie ceva carență, pe urmă vii înapoi. Dacă medicul te întreabă ce ai făcut, poți să-i spui. I s-au făcut analizele la fetiță, fără să se aștepte rezultatele, a primit o listă lungă de antibiotice și antiinflamatoare. Și mă întreabă ce să fac. Zic, asta este decizia ta. Te uiți la fetiță, te uiți la medicamente și decizi singură. Dar continuă cu tinctura mai departe. Am întâlnit-o vineri seara la Avric, într-o întâlnire de prieteni. M-a căutat cu fața senină,
Fetița nu are absolut nimic, mănâncă mai bine ca înainte, e mult mai jucăușă, mai activă și contactul meu și al soțului cu ea e diferit de înainte. Am învățat altfel să privim spre ea și ea este mai legată de noi. Care să fie explicația? Două pot fi. Fetița a simțit iubirea sporită și a răspuns la fel și a simțit și dependența ei de părinți sau de omul de lângă ea și a răspuns la fel. Repet, e valabil și pentru relația noastră de adulți din familie. Deci am amintit despre tinctura de tătăneasă la uz extern ca să recăpătăm încrederea în ea. La mine în familie, băiatul a fost dus săptămâna trecută la un spectacol de balet japonez, cu tot liceul, în sala Talia din Sibiu. Sala Talia este o sală în zidul vechi al cetății, cu ziduri grosime de un metru și cred că nu exagerez, pentru că și dumneavoastră aveți cetatea la Făgăraș și știți ce ziduri groase are. Și o sală neîncălzită. Vă dați seama, când au băgat sutele astea de elevi de la liceu, aerul era irespirabil. Vieții japonezi pe scenă dansau și mai repede decât obișnuit din cauza frigului. Dar toată clasa a rămas cu laringită, faringită, afecțiuni respiratorii după 2 ore de stat în sală. Și a venit acasă, ce fac? M-am uitat ce am mâncat, să nu aveam ceaiurile care le doream. Am avut ceai de sânziene. Am făcut o infuzie de ceai de sânziene cu tintură de tătăneasă în ea. La temperatură călduță, bine, nu fierbinte, i-l-am dat să facă gargară. După 3-4 gargare spunea, nu mă mai strânge de gât, e așa de bine. Am pus o linguriță de tintură la o cană de ceai. Ceaiul poate fi oricare ceai pectoral. Dar, din nou, tinctura și-a făcut n-a făcut temperatură, ceilalți colegi trecuseră pe antibiotice, ei țineau legătura prin internet, unii cu alții. El a fost cel care s-a ridicat deasupra fără să fie nevoie de înrăutățire, adică fără să aibă o înrăutățire și să aibă nevoie de alt tratament. Deci, în pași mici, dacă ne facem baza de farmacie naturistă de care avem nevoie, în paralel cu apelatul la medic sau chiar înainte, primul ajutor, ni-l putem da noi cu toată încrederea și cu bucuria că ne putem ajuta. Astăzi am ales să vorbim despre terapia cu varză. Varza este un aliment, noi zicem că cel mai banal dintre cele care sunt în România. Pe ce ne bazăm noi românii la mâncare? Cartofi, varză și fasole. Asta este. Și toate sau fiecare dintre ele este o comoară a naturii. O comoară care răspunde nevoilor noastre, atât alimentare, cât și terapeutice. Și varza este folosită ca aliment de mii de ani. Ca medicament este folosită tot la fel, de milenii. Între medicii europeni a fost tot timpul o hărțuire, aș spune, în a pleda pentru tratamentele naturiste. Și din cauza aceasta, în Franța, în Elveția, în țările nordice, în Germania, medicii naturiști profitau de întâlnirea cu colegilor medici alopați la congresele internaționale și vedeau cu câte o conferință trăsnet, adică priviți, vă rugăm, coborâți atenția spre terapia cepei sau a verzei sau a morcovului. De asta am spus că era o adevărată hărțuire pentru că ei erau ridiculizați.
Adică când noi încercăm să descoperim penicilina, când încercăm să urcăm pe scara științei, tu vii ca medic, ca profesionist și ne duci înapoi cu câteva milenii la tratamentele practicate de romani sau pe alții. Și de aceea, doctorul Blanc, la un congres internațional în 1881, spunea: varza este medicamentul săracului. Nu trebuie să umbli să-l cauți, îl ai la îndemână. Dar este un medicament dăruit de providență. Deci un adevărat da. Dacă avem medici, prieteni, care sunt distribuitori farmaceutici, ei ne pot spune ce campanie se face pentru a recomanda sau a convinge medicii de familie sau de policlinici să accepte în gama lor de terapii un anume medicament. Sau chiar noi între noi. Unii pe alții ne întrebăm: știi ceva nou pentru durerile de spate? Am încercat cu ABCD medicament și nu mi-a răspuns. Durerea e tot acolo. Ce pot să fac? Și atunci, din vorbă în vorbă, ne recomandăm anumite produse pe care le căutăm să fie de ultimă generație. La o infecție asta căutăm, pentru că antibioticele clasice nu mai răspund. Să aibă nume deosebite, dacă se poate să-l și reținem, muzicalitate, deci numele, să vină de departe. De ce suntem noi atât de... mă abțin să spun cum. Dacă un medicament este străin, neapărat e mai bun decât cel românesc. Pe când avem și în România o școală de medicină, în fața căreia merită să ne ridicăm pălăria. Și tocmai căutările medicilor români pe piața europeană dovedesc acest lucru. Să fie scumpă. Am auzit un caz concret. Un medic din Sibiu a dat în judecată la Consiliul Medicilor, deci în tagma internă, un coleg căruia specialist, căruia i-a cerut ajutorul într-o problemă de sănătate personală, și acesta i-a dat i-a recomandat o rețetă cu un medicament care costa doar 2 lei. Și medicul s-a simțit lesat. Cum? Eu, ca medic, primesc o rețetă de 2 lei de la el? Era medicamentul de care era nevoie. Dar pentru că nu era scump, medicul s-a simțit lesat în amor propriu. Și mai ales să facă minuni. Deci, medicamentele, pe lângă toate caracteristicile anterioare, dorim și să ne ajute. De peste 4.000 de ani, varza s-a dovedit a fi un medicament deosebit. Dar ea este exact opusul la caracteristicile medicamentelor anterioare. Varza este banală și modestă. Deci, aș spune, o doamnă de la țară liniștită. Este răspândită pretutindeni, prețul mai mult decât avantajos. Săptămâna trecută am cumpărat pentru niște cataplasme la un blocaj de coloană varză cu 1,20 lei la prozarul de la Sibiu. Chiar mi se pare derizoriu. Aliment ușor digerabil, lejer și mineralizant. Deci este un aliment, nu îl mâncăm doar ca să spunem că ne-am saturat foamea, ci îl mâncăm pentru că reconstituie puterea, ne mineralizează și este foarte ușor digerabil. Deci nu ne face rău. Dacă între noi poate să fie o persoană care spune: am mâncat varză și mie nu-mi face bine. Cu tot respectul pentru opinia sau experiența acelei persoane, spune: nu varza este cea care face rău, ci modul în care o pregătim sau
ceea ce vine asociat lângă ea. Am cunoscut o bătrânică care mânca tot la două zile varză călită. Spunea, nu am altceva, dar îmi face rău și totuși o mânăm. Și i-am spus, vreau să văd și eu varza aceea cum o face. Știți cum era? Maroniu închis, prăjită în ulei. Deci era varză arsă, nici măcar nu varză călită. Era normal să-i facă rău. Era normal ca fiera și ficatul să-i fie. Am o prietenă în Republica Moldova, director adjunct a fost la penitenciarul din Cahul. Soțul ei era director plin. Și am vizitat penitenciarul, am rămas uimită. O mână de cadre, care sunt super oameni în a asigura nevoile umane la aproximativ 1000 de deținuți. Cu resurse zero. Spuneam, asta e grădina penitenciarului, a fost secetă, tot ce s-a făcut a fost numai varză. În luna august, acolo este și secție de minori în penitenciar. Și spunea, în luna august, din cauza secetei, iarbă nu mai era deloc, fân nu mai avea, am fost obligați să tăiem vacile cu lapte, pentru că nu mai aveam cu ce să le hrănim. Tăind vacile cu lapte, deținuții nu mai primeau ceșcuța aceea de lapte dimineața. Era problemă cu minorii. Un deținut, condamnat pe viață, a spus, mami, așa era ea, numită de către toți deținuții, cu toate că avea doar 30 și ceva de ani. Mami, haideți să lăsăm o vacă cu lapte pentru copiii arestați. Să aibă măcar ei, să nu cucă lipsă de calciu. Și noi ceilalți, dacă e nevoie, dăm din mâncarea noastră la vacă, ca vaca să poată supraviețui. Și s-au trezit la început de lună septembrie tot comandamentul penitenciarului cu câteva tone de varză ca unică sursă de alimentație pentru 800 de deținuți, aproape 1000. Ce să facem? Zice, ne-am dat seama că e grav. Le-am dat dimineața, la amiază, seara, varză, în diferite feluri. Nu prea aveau cu ce să o asocieze, nu prea aveau nici ulei să pună pe ea. Au început balonările hepatice, era prea greu, prea. Și am comunicat câteva penitenciare între noi. Unii erau în aceeași situație ca noi, pe undeva pe la bălți, aveau cartofi. Am început să facem schimb între noi, la nivel de protocol intern. Și am primit cartofi. De la alții am primit grâu, arpacaș, produs de ei. Și ne-am dat unii la alții și au ieșit deținuții, era prin martie când am fost noi. Am stat de vorbă cu câteva zeci dintre ei, erau bine. Dar, spunea ea, am început să ne interesăm pe internet cum putem să gătim varza în mod sănătos. Deci ai varză multă, dar trebuie să știi și ce să faci cu ea ca să-ți facă bine, să nu-ți facă rău. Ori, privind aici că varza este o sursă de minerale, trebuie să știm cum să o folosim ca să beneficiem la maxim de mineralele din ea. Ce mai conține varza? Arsenic și iod. Iodul o face să fie recomandată în tulburările endocrine, arsenicul ca reechilibrant al imunității, al stării generale de fapt. Favorizează metabolismul glucidelor. Persoanele care au indice diabetic ridicat pot folosi varza cu încredere, întrucât mergând pe echilibrarea sistemului endocrin, ea favorizează și echilibrul indicelui glicemic și este atunci benefică. Sărurile de magneziu, calciu și potasiu fac minuni stimulând imunitatea. O să vedem mai târziu când
Apar virozele, când apar stările gripale, când datorită unor infecții de sezon sau accidentale, avem probleme, ne simțim slăbiți, simțim că transpirăm, simțim că picioarele și coloana nu ne mai țin, putem apela la o cură de întinerire, de întărire, cu suc de varză. Vom discuta imediat mai târziu lucrul acesta. Are efect antiscorbutic. Lipsa de vitamină C în perioada sezonului rece, mai ales acum la noi, se accentuează și apar. Fie din tulburări de nutriție, fie dintr-o malnutriție, deci o alimentație insuficient controlată din punct de vedere al crudităților, apar probleme de gingii, sângerări, inflamații, chiar dureri, până pe rădăcina dintelui în jos. Dacă ne vom obișnui să consumăm varză crudă ca salată, cu adaus de lămâie în ea, cu puțină sare marină și cu ulei de măsline, este un aliment delicios, dar aduce corpului aportul de vitamină C, de care este atâta nevoie. Am un vecin vis-a-vis de mine care locuiește singur. A avut un nenoroc și a pierdut în scurt timp toată familia, și copii și soție. Și este de o vârstă cu mine și cu soțul meu și îmi spune, am probleme. Uite, îmi arată gingire inflamate, roșii, deci o paradontoză accentuată chiar. Și zice, m-am dus la medic și nu a vrut să-mi dea rețetă. Dar de ce? Eu cunoșteam medicul, era un medic în vârstă, cu experiență, profesionist. Ce s-a întâmplat? Păi zice, mi-a spus numai să mănânc portocale, că îmi lipsește vitamina C. Și eu bani de portocale am la pensia mea, crește un nepoțel de 16 ani, pe care abia îl ține în școală. Și zice, i-a spus, domnul doctor, îmi scrieți o rețetă pentru portocale? Și medicul îi răspunde, îmi pare rău, asta nu intră în rețetă, nu rămâne decât să ți le cumperi. Eu, știind despre varză, i-am spus, Vasile, nu-ți fă problemă. Fă-ți salată de varză și mănâncă de fiecare dată. Ce trebuie să reținem? Dacă vrem să profităm din plin de vitamina și mineralele verzei crude, trebuie să știm că cel puțin jumătate din salată trebuie să o mâncăm la începutul mesei. Și asta e valabil pentru oricare altă salată. Observați că în Occident, peste tot la aperitive, se pune întâi salata, bolul cu salată în față. Știți cum spune reclama la publicitate? Prietenii știu de ce. Deci să facem și noi educația aceasta de a consuma salata la începutul mesei. Aducem corpului un aport de enzime care fac ca, chiar dacă urmează un meniu mai gras sau prea consistent, aportul acesta de salată înainte face ca alimentația, alimentul care urmează să fie mai suportabil și mai digerabil. Varza are efect prețios pentru intestin. Dacă vrem să profităm de varză, trebuie să fim atenți să o amestecăm bine. Deci, ca orice aliment crud, trebuie amestecată bine. Este benefică la intestine și combinația cu lămâie, cu vitamina C, cu uleiul de măsline, face să fie chiar un medicament, nu numai un aliment. Și prin aportul de minerale pe care îl aduce, varza are o caracteristică pe care o mai are doar o singură cereală, un alt aliment încă. E vorba de mei. Amândouă aceste alimente, și varza și meiul, dau luminozitate tenului dacă sunt consumate în mod frecvent.
Și facem o pauză. Și vă spun că ne-am gândit cu prietenii noștri ce să facem ca să vă simțiți, știți cum, puțin așa, dordoliți, răspățați și iubiți astăzi alături de noi. Și avem un dar pe care nu am putut să-l includem în program, dar de care noi ne bucurăm din toată inima. Se spune că între oamenii buni nimic nu este întâmplător. Deci, printr-o întâmplare care nu este o întâmplare, este prezentă astăzi alături de noi doamna Marta de la Sfântul Gheorghe, a cărei muzică ne-a încântat de multe ori pe noi cei apropiați pe care o cunoaștem. Și o rugăm astăzi să vă ofere și dumneavoastră darul muzical cu care Dumnezeu a înzestrat-o. Și îi mulțumim că a acceptat să ne îmbogățească inimile cu acordul muzical.